Un bărbat din localitatea Cizer, județul Sălaj, aflat sub influența băuturilor alcoolice, a fost rănit grav în urma unui accident de circulație ce s-a produs în cursul serii de joi. Poliția a fost sesizată cu privire la faptul că pe drumul județean 108G, în localitatea Cizer, s-a produs un accident de circulație, soldat cu rănirea unei persoane. Ajunși la fața locului, polițiștii au stabilit că șoferul, în vârstă de 48 de ani, din localitatea Cizer, în timp ce conducea regulamentar autoturismul proprietate personală, a acroșat cu oglinda un bărbat de 59 de ani, din localitate, care, fiind sub influența băuturilor alcoolice, se deplasa în calitate de pieton, din sens opus pe partea carosabilă, deși aceasta era prevăzută cu trotuar. În urma impactului a rezultat rănirea gravă a pietonului, fiind transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Șoferul a fost testat cu aparatul alcool test, rezultatul fiind negativ. Întrucât nu a fost posibilă testarea pietonului cu alcool testul, acestuia i-au fost prelevate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.